Cel mai important lucru în viață este să faci ce-ți place, ce crezi că îți place și atunci șansele de a face bine ceea ce faci cresc, spune sărbătoritul zilei de astăzi. Este vorba despre Nicolae Manolescu, născut în 27 noiembrie 1939. Manolescu este critic, istoric și cronicar literar, dar și profesor universitar și membru al Academiei Române. Nicolae Manolescu, născut Apolzan, a apărut pe lume în județul Vâlcea. A fost copilul unor părinți intelectuali, profesori de liceu, pe care comuniștii i-au băgat în închisoare în 1953. Atunci, scriitorul a fost adoptat de bunicul matern și a luat numele acestuia, Manolescu. În 1956 a absolvit cursurile liceului Gheorghe Lazar din Sibiu, iar în 1962 a terminat Facultatea de Filologie din București. Acolo i-a avut profesori pe scriitorii George Călinescu, Tudor Vianu, Alexandru Rosetti. Apoi a obținut titlul de doctor în litere cu lucrarea Opera lui Titu Maiorescu, pe baza căreia a scris cartea Contradicția lui Maiorescu. În acest volum, autorul a explicat într-un mod critic scrierile lui Maiorescu, dar i-a făcut acestuia și un portret și o psihanaliză. În 1963, Nicolae Manolescu și-a început cariera de profesor universitar la Catedra de Literatură Română a Facultății de Filologie din București. Acolo a predat atât studenților români cât și celor străini. Gazeta Literară a fost ziarul în care Nicolae Manolescu a scris primele sale cronici literare. Apoi a scris pentru România Literară și Contemporanul. Începând cu 1966 până în prezent, Nicolae Manolescu a publicat peste 40 de volume. Criticul a scris lucrări complexe despre opere ale mai multor autori din țara noastră, printre care se numără Titu Maiorescu, George Bacovia ori Alexandru Odobescu. Cea mai cunoscută operă a sa este Istoria critică a literaturii române, care vorbește despre 5 secole de literatură. Lucrarea lui Manolescu este a doua carte românească de acest fel, prima fiind scrisă de fostul profesor al său, George Călinescu. În 1997 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 2005 Nicolae Manolescu este președintele Uniunii Scriitorilor din România.